Și da, vechile modele aveau structura interesantă de avion, erau niște mașini care aveau mult mai bombat parbrizul, aveau cu tot o altă structură decât acestea. Pe structura asta sunt General Motors și este interesant de văzut că GM-ul a crezut că astea o să fie niște Opel Vectra cu altă siglă. Însă Saab-ul, într-un stil răzvrătit, s-a gândit foarte drăguț și oficial să facă ce au vrut ei, cu banii lui General Motors. Portofel din piele tăbăcită vegetal de la Malva. Este vopsit. Asta înseamnă că nu mai avem altul la fel în toată lumea. Este unicat. Dacă vă uitați la urme de folosință, să știți că este după 2 ani de folosință. Așa. Din punctul meu de vedere, arată ca nou. Uitați-vă la cusături, la tot. În interior avem loc unde putem să ne ținem buletinul, loc unde putem să ne ținem diverse carduri, permisul, banii putem să-i băgăm pe aici, în zona aceasta, în zona aceasta. Acesta este portofelul meu după 2 ani. Genial, spuneți voi. Era frumos ca acolo deasupra mașinii să scrie Ikea, însă de obicei când filmez acolo sunt dat afară din parcările lor, în special la unul din magazine, la Paladi, și asta ne arată că uneori firmele degeaba sunt mari, când nu știu să-și facă publicitate cum trebuie, poate n-au nevoie. N-am nimic cu firma respectivă, e doar o constatare cu ce pățesc eu personal în acest peisaj mioritic, filmând niște mașini interesante. Și mi-ar fi plăcut să filmez acolo, în ideea în care ele provin din aceeași țară, respectiv Suedia, și mașina asta, și firma respectivă, și ampla cultură din spate, pe care o au în domeniul designului. Și aici putem să vorbim foarte mult, dar ăla va fi un subiect pentru altă prezentare. Această mașină este precum un cățeluș care a fost salvat. Știți că sunt foarte multe anunțuri pe platformele de socializare cu oameni care dau spre adopție tot felul de animăluțe, fie că le găsesc pe stradă într-o stare precară și nu pot să le țină mai departe, sau că poate cu asta se ocupă. Fix această mașină a pățit acest lucru. Ea rătăcea undeva pe străzile din București noi și proprietarul actual a văzut-o și a zis că trebuie neapărat salvată, fiind un pasionat de modele Saab. Ăsta este al 10-lea pe care l-a avut în istoric și a avut o valoare de achiziție modestă, la modul pe loc, transferabilă prin internet banking, și nici nu contează, pentru că oricum mașinile astea au depășit de mult timp stadiul acela de valoare financiară, având o valoare emoțională sau sentimentală, după caz. Și sincer, când vorbești despre Suedia, n-ai cum să nu vorbești despre latura lor automobilistică, care este una foarte interesantă. Mie mi se pare o cultură foarte interesantă. Ei par niște indivizi liniștiți, calmi, așa, care au un stil de viață american, cu lucruri mari, drumuri lungi, familii numeroase, stilul așezat familist. Însă, totodată au și o bipolaritate interesantă și asta i-a făcut să fie foarte buni în motorsport în general. Și nu mă refer doar la suedezi, ci la întregul teritoriu nordic, toată Scania, cum se numește general acea zonă, că de acolo și camioanele cu acel nume. Sunt foarte buni șoferii motorsport și au o anumită bipolaritate interesantă și ca indivizi și care se reflectă în lucrurile pe care le fac. De exemplu, când beau alcool, nerecomandat de altfel, beau tărie până la capăt. Sunt genul de indivizi care dau voleu o sticlă de un kil de vodcă fără niciun fel de problemă. De asta probabil au și au diverse branduri de vodcă locale, făcute după o rețetă tradițională. Felul în care au învățat să conducă, interesant. Au mult sezon rece, cu drumuri alunecoase, multe mașini în istoric cu tracțiune, spatele a plăcut tuningul și cred că nu întâmplător mașinile astea sunt niște avioane și la propriu și la figurat. Pentru că această firmă își trage denumirea dintr-o companie cu același nume, care a ajuns de fapt să-i dea numele într-un mod interesant, care se numește Compania Suedeză de Avioane. Svenska Aeroplan Aktie Bolaget. AB-ul ăla fiind definiția de societate pe acțiuni. Firma inițial era Svenska Aeroplan și Aktie Bolaget era denumirea de organizare comercială, adică SRL, societate pe acțiuni, știți cu toții cum e și la noi. Doar că la un moment dat a fost integrată în denumire și practic societatea, dacă ar fi să o exprim pe numele său întreg, este Svenska Aeroplan Aktie Bolaget, Aktie Bolaget, AB, care terminația aia în coadă, pe principiul pe care pot să spun că l-am avut și eu practicat asupra mea, că pe mine
mă cheamă Vlad, Aurelian, Constantin și Micșunescu și aveam la fosta corporație la care am lucrat funcția de consilier finanțări investiții imobiliare, arondbcr.ro. Și mail-ul meu era mai lung decât această mașină, probabil întins pe un ecran. Mă refer la denumirea aceea a mea comercială de angajat al acelei corporații. Și mi se pare interesant să vezi toate aceste denumiri. Și da, trebuie să încep cu partea de avioane când spui despre aceste mașini, pentru că Saab, la origine și în prezent, unica firmă care a rămas este una de avioane. Din păcate, mașinile astea au sucombat, însă îmi place să văd că cumva ele au dispărut când erau în glorie. Adică au avut niște modele interesante și acolo s-au oprit. N-au ajuns într-un teritoriu în care să fie cumpărați de niște firme care să le modifice grav parcursul profesional și să ajungă niște mașini insipide, doar electrice, fără niciun fel de pasiune, cum s-a întâmplat cu alte branduri în lume. Probabil s-ar fi întâmplat asta dacă firma încă ar fi existat. Și de aceea mie personal nu-mi place General Motors. Din punctul ăla de vedere, îmi place din alte puncte de vedere, dar General Motors a fost un ucigaș al multor branduri. A cumpărat brandurile, le-a luat tehnologia, cum ar fi sistemul de aprindere al acestei mașini, l-a implementat pe mașinile sale și pe urmă a închis sau a vândut anumite chestiuni care au ținut de companiile alea. Cam așa s-a întâmplat și cu Saab, care din 2012, practic, firma auto nu mai există, deși fabricile producătoare ale acestor mașini, cum este cea de la Trollhättan, încă există și își desfășoară activitatea făcând modele însă pentru piața chineză, dar care nu poartă sigla de Saab pentru că nu au voie, așa cum s-a întâmplat și cu modele de exemplu Rolls-Royce, care la un moment dat nu puteau să poarte această siglă pentru că ea era lui Vickers, era un scandal, un divorț interesant. Și Saab ca firmă de avioane, asta a făcut de mai bine de 100 de ani. La origine, a fost practic o firmă satelită a germanilor, care în urma tratatului de la Versailles nu puteau să-și dezvolte o armată proprie. Doar că și-au dat seama că se pot înarma fabricându-le alții armele și Saab, ca producător de avioane, făcea, probabil contracost pe o mică înțelegere, modele Junkers de avioane nemțești. Și la un moment dat și-au dat seama că poate să-și facă și ei designurile proprii de avioane și așa a apărut în schemă marea companie producătoare de avioane Saab, care există și astăzi și care face niște avioane multirol, precum Wiggen-ul și Gripen-ul, care au dat și denumirea unor niveluri de echipare pe care mașinile astea le au. Evident că la fel ca orice altă situație din lume, după război, lumea s-a calmat și și-au dat seama că trebuie să primeze progresul economic. Așa că, invariabil, indiferent de regim, a apărut nevoia de motorizare. Fie că aia a fost făcută prin intermediul unor vehicule pe două roți sau unora pe patru roți. Cât mai simple, cât mai ieftine, care să poată să faciliteze deplasarea populației în teritoriu. Și așa, imediat după război, a apărut Ursaabul, Saabul original. Și așa ne dăm seama că limba asta suedeză este una de origine germanică oarecum, pentru că url ăsta, ur, ca denumire inițialul, este o chestiune care a fost practicată și de către Audi cu acele modele S și RS, care chiar așa s-au numit. Ur S4, primul S4. Așa a fost acel Ursaab, care era o mașinuță foarte haioasă, făcută foarte avansat în schimb, cu metode de aeronautică, adică presarea caroseriei se făcea dintr-o singură piesă și era făcută cu o caroserie aerodinamică, precum se întâmpla, nu știu, cu aripile de avion. Și materialele folosite de asemenea erau unele destul de interesante în acest sens. Acea mașină, în schimb, era făcută în doi timpi, a avut motoare mici, a fost dezvoltată mai departe cu niște configurații care s-au numit Saab 92, 93, 94, 95, 96. Au primit și niște motoare de Ford Taunus V4, doar că nu erau foarte competitive după ce ele au cucerit niște piețe. S-au împământenit destul de bine ca mașini interesante în America, însă nu puteai cu doi timpi, că nu respectai normele și cu un motor foarte mic, cum era acel Taunus V4, nu puteai să câștigi, să zic așa, un segment de clasă premium până la urmă. Și e interesant de văzut că au apelat la niște cunoștințe externe care, la un moment dat, în acea perioadă, dezvoltau în paralel niște motorizări. Și este vorba de firma Triumph, care și-a făcut un motor pe nume Slant, care înseamnă înclinat pe o parte. Conceptul lor fiind să facă un motor 4 în linie și un V8, care să fie, practic, 4 în linie jumătate dintr-un V8, făcut pe aceeași linie de asamblare și de aceea partea de bloc era înclinată la 45 de grade, că era fix jumătate de V8.
Firma Ricardo, de inginerie britanică, s-a ocupat de consilierea ambelor firme și i-a pus în legătură. Pe principiu am un băiat, au zis, ia nu vă puneți voi la aceeași masă și faceți cumva să fie bine. Și așa a apărut acel model de motor Triumph Sland, care de fapt s-a numit Saab inițial și pentru primii 3 ani a fost folosit în exclusivitate de către Saab. Ulterior, Triumph și-a făcut și variante V8, l-a dezvoltat separat de Saab mai departe și aia a fost baza motoarelor originale de Saab până la urmă, care avea o chestie foarte ciudată pentru că ele erau montate invers cu volanta aici și cu partea de ieșire din fața motorului înspre interiorul mașinii și asta înseamnă că transmisia trebuia montată sub acest motor cu o carcasă separată, tavanul căreia era baia de ulei a motorului, deci fiecare element motor și cutie avea uleiul propriu, și transmisia dintre motor și cutie, prin intermediul unui ambreiaj, erau în față și se făceau printr-un lanț triplex și un disc convențional de ambreiaj. Și mașina era tracțiune față, deși motorul era montat longitudinal, foarte înclinat pe o parte, la vreo 45 de grade, pentru că de-aia se și numea Triumph Slant la origine. Dar acolo abia începe povestea, pentru că motorul a tot fost rafinat, modificată cilindreea, au trebuit să adapteze pompa de apă, să o pună în alt loc, că nu încăpea în spate, au mutat delcou, pe urmă au eliminat acest sistem și au făcut motorul mai compact și undeva, în peisajul acela, au apărut adevăratele modele Saab pentru care marca este cunoscută. După era 2 timp și forma mașinilor cu piese de avion, a apărut Saab-ul 99, care a fost primul vehicul Saab pe care tu, dacă nu știi nimic despre acest brand, dar ai o idee despre Saab, adică știi că-s niște mașini, când vezi mașina aia recunoști că este un Saab. Arată aproape la fel ca acesta, are trăsăturile alea clasice de design pe care le vezi la această marcă. Forma farurilor, forma acelui decupaj al geamului, faptul că în general era în două uși. Și acel Saab 99 este un punct de cotitură în istoria companiei pentru că a fost făcut un vehicul rezistent, sigur, performant, premium și a câștigat piața globală până la urmă. Și e interesant că acolo în povestea aia a apărut cineva care e foarte important în domeniul auto în general, pentru că persoana aia ne-a dat nouă pasionaților conceptul de supraalimentare în formă modernă. Turbinele existau de mai mult timp, însă nu prea era ușor de controlat. Porsche 930, de exemplu, care e un vehicul mult mai târziu decât acela, doar că supraalimentarea în forma în care o cunoaștem acum a fost inventată de acest inginer pe nume Per Gilbrand. El, la origine, după ce a făcut liceu de profil tehnologic, în 1956 chiar, a fost angajat Volvo. Și el a început să dezvolte o serie de motoare celebre de la Volvo numite Red Block, care nu întâmplător au același cod ca motoarele Saab, pentru că el a migrat la Saab împreună cu un coleg și au dezvoltat motoarele B și H de la Saab pe formă supraalimentată. Și au dezvoltat practic sistemul Automatic Performance Control, care înseamnă ideea de a, la o turbină, să montezi o supapă wastegate, care să controleze presiunea de supraalimentare în sensul de a o deschide atunci când e prea multă presiune ca motorul să nu se distrugă și să conecteze cumva acea supapă la niște zone de presiune ale motorului, în speță acolo la galeria de evacuare, ca sistemul să fie mecanic autogestionabil. Nu trebuia să faci tu nimic, când simțea el că e necaz cu presiunea, deschidea supapa și controla acest lucru. Doar că i-au dus mai departe acest concept și au implementat o supapă solenoid care putea să controleze acea deschidere și închidere a supapei în funcție de niște senzori din admisie și cumva să implementeze computerizarea. Dar era o formă incipientă care însă a dat posibilitatea ca la un motor de 2 litri în anii 70 ei să dezvolte 145 de cai pe o mașinuță mică cum era aceasta, respectiv acel Saab 99 Turbo, care avea niște accelerații mult mai impresionante decât îți dădea mașina ca o primă vedere de impresie, așa. Ei nu s-au oprit aici, au dus mai departe acest sistem, pentru că din motorul B, fostul Triumph Slant, a apărut motorul H, care nu se numește H pentru că ar fi boxer, ci pentru că este high compression, are raportul de compresie mai mare. Și au putut să facă un raport de compresie mai mare pentru că gestionau supraalimentarea într-un mod inteligent. Și ei sunt cei care au inventat un sistem, folosit și de această mașină și de mulți alții din lume, numit Trionic. De fapt, i-au inventat acest sistem, însă
conceptul general de piese este folosit de mulți alți producători. Trionic înseamnă gestionarea a trei resurse, să zic așa, sau parametri ai motorului, pe bază de curent ionizant. Și au venit cu ideea de a face o casetă de aprindere directă, care să nu mai presupună niște fișe și bobine individuale ale bujiilor, cu un delcou, repartitor, bobine, chestii de genul. Totul era concentrat într-o singură casetă. Și au mai avut ideea să gestioneze acea casetă în tot felul de moduri și practic să elimine necesitatea unui senzor de poziție arbor cu came și a unui microfon de tip senzor piezoelectric de detonație, pe care tot ei îl inventaseră și care a fost folosit pe primele motoare cu APC, pe care le-am povestit mai devreme. Acel senzor de detonație practic asculta frecvența motorului și dacă apăreau acele detonații, adică evenimentul în care benzina se aprinde nedorit, nu de scânteia bujiei, ci în altă perioadă și apar niște bubuieli care efectiv poate să distrugă motorul, microfonul dădea un impuls care putea să spună sistemului de injecție al mașinii să ajusteze parametrii în așa fel încât să coboare puterea spontană, să nu se belească motorul la propriu. Și aici au dat seama că pot să facă această ascultare de detonație pe baza curentului ionizant. Adică, practic, motoarele astea nu au senzor de poziție arbor cu came și nici microfon de detonație, rolul lui fiind luat de această casetă numită Trionic. Și, practic, sistemul acesta, în primă fază, numit Trionic T5.2 sau T5.5, care avea o casetă de culoare roșie, ce funcționa pe curent continuu 400 de volți, avea trei parametri pe care îi controla: aprinderea motorului, atât când să se întâmple, și avansul sau regresul aprinderii, acel ignition timing, advance, cum se numește în engleză, boostul turbinei și sistemul de injecție. Și în felul acesta, controlând acești parametri cu ajutorul acestei casete, puteau gestiona eficient puterea asta de supraalimentare a motorului. Mențiunea este că motoarele acestea de bază au avut un sistem de injecție de la Bosch, care folosea un repartitor clasic, deși unele aveau casetă de aprindere, dar ea nu avea rol de senzor de detonație și alea erau niște motoare mai simple și convenționale. În general, aspiratele au fost așa și versiunile până în motoarele B204, care erau tot cu LHJ-tronic, parcă 2.4.2 se numeau. E, și acest sistem a avansat, ulterior a fost numit T7, cu casetă neagră, cum are și această mașină, care a fost implementat pe motoarele cu cod B205 și B235, care din istoricul Saab, ăla clasic, sunt cele mai slabe motoare pe potențialul de tuning, pentru că, spre deosebire de vechile motoare care au o cronologie interesantă, ele au fost numite retroactiv. Slant, pe urmă a fost motorul B, pe urmă a apărut acest H, care a păstrat însă codul cu B în față. Și ele s-au numit retroactiv B201 dacă aveau un arbore cu came și două supape pe cilindru, și alea au avut versiuni turbo cu APC. Au fost B202, care au avut doi arbori cu came, patru supape pe cilindru. Au fost B212, care aveau cilindree de 2,1, deci primul segment era cilindree, al doilea numărul de arbori cu came. Și pe urmă au apărut seriile B204 și B234, care aveau doi respectiv aproape 2,3 litri. Și diferența între ele a fost cumva dată de multe chestii. În primul rând, vechile motoare amplasate longitudinal erau înclinate pe o parte și primele versiuni de motoare transversale, cum a fost pe Saab 9000 până în seriile 204 și 234, erau montate transversal, dar un pic înclinat. Când a apărut însă 234, din care derivă 204, ele au început să fie montate în picioare, cu cutii lângă, evident, nu mai era sistemul acela cu transmisia pe dedesubt, nemai fiind un amplasament longitudinal. Și aceste motoare, deci, au aplicat și alte denumiri retroactive ale lor. Și a apărut ceva interesant în acest concept și poate ar trebui să definez mai departe și urmașele lor, B205 și B235, care au păstrat valorile de cilindre, stilul de angrenare, distribuție, injecție, tot, doar că au avut segmenții mai micuți, bielele mai subțiri, cu zineții mai subțiri, pentru cele care aveau peste 2 litri și arbori de echilibrare au fost puțin mai plăpânzi, presiunea pompelor de ulei a fost diminuată, totul pentru eficiență. Și a fost cam belea faza asta, pentru că au făcut-o în stilul în care s-a întâmplat cu celebrele TFSI-uri, care, având probleme de segment subțiri,
creștea presiunea gazelor de carter, creștea consumul de ulei și, în general, uzura fiind niște motoare nu la fel de rezistente. Dacă îmi spun nu la fel, nu vă gândiți că, deși un B205 este cumva slab, pentru că, în comparație cu multe motoare moderne, astea sunt foarte rezistente, având bloc de fontă, distanță mare între cilindrii cu bartai, pereții și cămășile groase, care duc un abuz destul de consistent pe care proprietarii, în general, le-au dat. Slabe șanse să vezi un sub de ăsta original fără vreun soft combinație ceva. Revenind la descrierea noastră interesantă, trebuie văzut că ele în coadă au niște cifre când vine vorba de supraalimentare, niște litere mai exact, E, L și R. Și ăsta este un concept foarte interesant pe care suedezii l-au aplicat în toate domeniile, pentru că atunci când vorbim de supraalimentare, pentru Saab trebuie să vorbim de Scania, care este firma de camioane, care în vremea respectivă Scania, Vabis, Saab erau aceeași companie. De ceva timp, Scania este parte din grupul Traton, care ține de Volkswagen comercial, iar Saabul a revenit lui General Motors pe partea de auto. Deci ele nu mai sunt împreună așa cum erau în vremuri de mult. Cert e că atunci când erau împreună, inginerii au migrat. Și aia care au făcut V8-urile alea și 6 în linie supraalimentate turbo-diesel, au migrat și la mașini și au implementat această tehnologie de supraalimentare pe motoare pe benzină. Și aceste E, L și R reprezintă concepte de supraalimentare pe parte de presiuni. Adică E-urile au o turbină mai mică, presiune de lucru cam 0,4. L-urile au aceeași turbină, dar presiunea de lucru este cam 0,73 bari. Diferența între E și L este că ai bus controller, în sensul în care E-ul are pur și simplu un wastegate mecanic care nu-i conectat la computerul mașinii, nu are supapă solenoid pentru control, se deschide la o anumită presiune, e reactiv. Însă L-urile și R-urile, deși au diferențe fizice între ele, au supapă N75 de bus control, care fiind conectată la computer și la sistemul trionic, este proactivă. Ea ascultă, calculatorul de fapt ascultă prin intermediul acestui curent ionizant treaba aia pe acolo și actuează parametrii ăștia a injecției și am uitat să spun că trionicul T7 în plus are clapetă de accelerație cu control electronic. Și trionicul T8 e mult mai complex pentru că induce mult mai multe lucruri pe acolo, dar de marketing s-a numit tot trionic, deși controla mult mai mult decât 3 parametri. Și deci L și R reprezentau presiuni mai mari de lucru, însă deja când ne uităm la detalii, vedem că la L, deși avem aceeași turbină ca la E, boost-ul e mai mare că e din soft, însă apare suplimentar acest boost controller care devine proactiv. Și R-urile au fizic o turbină mai mare, cu presiune de 1 bar, dar păstrează același stil de supapă boost controller. Și asta înseamnă că vei vedea puteri pentru 2 litri, între 150 de cai și aproximativ 205 cai pe ambele grupe de motoare și la 2,3 litri vei vedea cam de pe la 155-175 ca interval până la aproximativ 260 de cai pentru cele mai puternice modele. Însă sunt grupe diverse, 204-234 sunt unele, 205-235 sunt altele. Și în felul acesta vei vedea turbine Garrett GT17 sau T25 parcă se numeau, sau turbine Mitsubishi Heavy Industries TD04, care au fost montate în tot felul de combinații posibile. Deci avem niște abordări interesante și mai trebuie menționat o chestie. Acest trionic e atât de simplu, însă complex totuși prin funcționare, pentru că practic această casetă, dacă e roșie, merge pe curent continuu 400 de volți, dacă este neagră, merge pe curent alternativ, are ea niște piese în intern acolo, fiecare bujie are o proprie bobină, dar integrată în această casetă, care are un ulei de transformator neservisabil în interior, care este totodată și un soi de mediu conductiv, să zic așa, și e interesant de văzut faptul că deși are o alimentare directă și aprinde bujiile, există încă un modul suplimentar ca un condensator care se ocupă de integrarea unui circuit de 80 de volți în toată această schemă de aprindere. Și practic acel curent de 80 de volți este trimis în bujii când ele nu sunt cu scânteie, adică după evenimentul de combustie, între evenimentele de combustie, bujile au un curent de 80 de volți prin ele. Nu fac scânteie arc electric, însă pentru că presiunea de lucru e foarte mare în camera de ardere, apare ionizarea gazelor și asta înseamnă conductivitate electrică și pentru că acel mic spațiu al bujiei are un curent acolo care circulă fără o scânteie vizibilă, poate să măsoare calitatea combustiei.
temperaturi, presiuni, își dă seama când urmează să apară o detonație, când se întâmplă anumite lucruri și practic spune într-un mod electronic computerului ce să facă. Și dacă simte că urmează o detonație, poate să facă un avans de aprindere sau un regres, poate să gestioneze turbina, poate să gestioneze injecția, implicit și clapeta de accelerație la acest Trionic T7. Și e foarte interesant de văzut acest lucru, că e un mod care nu necesită microfonul de detonație și senzorul acela de poziție arbor cu came, care ulterior la alte motoare au apărut să existe. Dar cert este că aici nu sunt necesare și funcționează într-un mod inteligent și simplu. Și aceste motoare din seria H, practic, cu codurile de B, sunt părinții motorului L850 Ecotec, numit B207, care a fost montat pe Saab 93 generația târzie, adică ăla care este 100% GM. Și ăla este un motor 100% General Motors, cel care în cea mai evoluată formă a ajuns să aibă aproximativ 280 de cai pe un Opel Astra J, și care a dat naștere mai multor serii de motoare cu injecție directă la General Motors, dar Saab deja nu mai exista la acea vreme. O bază a acelui motor a continuat mai departe sub forma acelor ecotecuri numite LTG și LSY de pe actualele modele în prezent. Am prezentat și eu câteva pe Insignia, Cadillac-uri și alte mașini. Așa că geneza motoarelor Saab cam asta a fost în principiu. Și mi se pare interesant să vezi toți oamenii ăștia care au colaborat, au avut ajutorul unui inginer de la Rolls-Royce, care era tot suedez și a venit înapoi să lucreze la Saab, și a lui Tom Walkinshaw Racing, care s-a ocupat de o ediție vegan a acestei mașini. Și motoarele astea sunt ce trebuie pentru tuning, pentru că sunt foarte solide, blocul este de fontă, au 16 valve, respiră bine, acceptă turbine mari, au un soft interesant. T5-urile sunt cele mai ușor de softat, T7 mai complex, celelalte mult mai greu. Și e interesant să vezi ce reprize au mașinile astea de accelerație, mai ales la un condus unde nu te-ai aștepta să aibă. Adică reclamele acestei firme au fost atât de bine făcute încât prin simplitate transmiteau ceea ce se poate de la această marcă. Adică spuneau ceva de genul: produsele și tehnologia noastră încep de pe la $15,000 și nu se termină până la vreo $24 de milioane, pentru că avea un avion pe fundal lângă mașini. Sau vedeai avionul și un Saab 9000 Turbo Aero, care de fapt era un vehicul mai mult de origine General Motors, făcut împreună și cu cei de la Fiat, și zice 0,400 de metri, nu e mare diferență între ele, pentru că accelerațiile erau la fel de puternice la ambele vehicule, până la un punct, evident. Și de asta accelerațiile astea utile, 60, 100, 80, 120, 140, erau top la aceste mașini. Un Saab 9000 Aero Turbo depășea cu foarte puțin un Ferrari Testarossa pe acest segment de 80-120. Nu neapărat și după, dar asta le-a făcut să fie un fanbase foarte puternic, pentru că motoarele astea, fiind făcute pe niște vehicule care au ajuns să fie GM, mi se pare că au o interoperabilitate interesantă. Pe un Deus Yello, pe un Lanos, pe un Espero, pe un Leganza, poți să pui genul ăsta de motorizări. Pe un Opel Calibra, de exemplu. Și treaba asta ne arată de ce comunitatea de pasionați acceptă aceste motoare. Și că vine vorba despre mașina din peisaj, că până acum nu prea am vorbit de ea, este interesant de văzut că e un model și clasic, dar și nou în același timp, pentru că seria Saab-urilor a fost cu, de la 92 la 96, pe urma a fost Saab-ul 99 și urma a fost Saab-ul 900. Și între ele a existat în același timp un model care s-a numit 90. Avea cumva spatele de 900 și fața de 99, model făcut doar pentru Finlanda, acolo unde la Valmet, Uusikaupunki, Punki, cum se numește localitatea și firma respectiv, este locul unde s-au fabricat decapotabilele, inclusiv Porsche-ul Boxster, prima generație s-a făcut acolo pentru partea asta Spider. Și mașina aceasta, ca estetică, s-ar putea să fie confundată ușor, pentru că unele din ele se numesc Saab 900 și faceliftul se numește 93 și retroactiv au început să fie numite modelele Original Generation, când au apărut cele New Generation, respectiv facelift-urile. Așa că cronologia este 92-96, care se scrie cu cifră întreagă, 99, pe urmă 90, a urmat 900 Original Generation, 900 New Generation și pe urmă au fost aceste 93-uri OG
și pe urmă NG-ul, care este Facelift, și în paralel au fost și celebrele Saburn 9-5, contemporane cu acestea, care au dat denumirea modelului. 9 mare, 5 mic, la ăsta este 9 mare, un 3 mic. Deci ăsta nu este un Sab 93, care e un model vechi, ci este un Sab 9-3, așa se numesc ele. Modelul inițial de Saab 90 a fost făcut în perioada anilor 60. Saabul 900 a apărut parcă prin 1982 și a fost fabricat până prin, de fapt din 99, da, a fost 78 până prin 82, 82 până spre 1997-98, și ideea este că a fost un switch major. 900-le Original Generation a fost ultimul Saab cu suspensie dublu braț pe față, motor longitudinal înclinat pe o parte, cu cutie de desubt, ambreiaj în față cu lanț și punte pe spate și frână de mână care acționa tot roțile din față. 900-le NG era făcut pe platforma de General Motors 2900, motor transversal, cutie lângă, nu de desubt, tracțiune tot față, dar McPherson pe față și punte pe spate și frâna de mână făcută clasic pe spate, nu pe față. Și undeva în peisajul acesta a mai fost Saab 9000, care a fost o colaborare dintre Fiat, Lancia și Alfa Romeo. Și au fost patru mașini cu denumiri diferite, care aveau niște caracteristici comune de structură caroserie. Revenind la setup-ul acestei mașini, practic 900-le NG este pre-faceliftul acestei mașini. El nu a avut versiuni aero. Ca aero, evident, este o denumire care ține de marketing și se asociază cu avioanele. Au apărut prin 1982-1984 și au reprezentat variantele supraalimentate cu performanță mai bună pe frâne, amortizoare, direcție, aspect, eleroane, nivel de echipare. Un fel de M-uri sau RS-uri, dacă ar fi să le comparăm cu mașinile germane. Însă, acest facelift, practic, s-a numit Saab 9-3 și linia de design este una foarte interesantă, pentru că este făcută de Bjørn Envall, care la origine a preluat structura de design de la Sixten Sasson, unul care a desenat foarte multe electrocasnice, Electrolux, și a fost un designer industrial, nu numai de mașini. Și Bjørn Envall a continuat și la General Motors cu anumite desene. Și foarte interesant să vezi liniaritatea asta a lor. Grilele, cum arată geamurile, unghiul la care este parbrizul, faptul că e destul de bombat. Și da, vechile modele aveau structura interesantă de avion, erau niște mașini care aveau mult mai bombat parbrizul, aveau cu tot o altă structură decât acestea. Pe structura astea sunt General Motors și este interesant de văzut că GM-ul a crezut că astea o să fie niște Opel Vectra cu altă siglă. Însă Saab-ul, într-un stil răzvrătit, s-a gândit foarte drăguț și oficial să facă ce au vrut ei. Cu banii lui General Motors și a apărut 900-le și cu 9-3-ul. Aceste mașini au început să fie făcute prin 97-98 până în 2003, când a apărut faceliftul, care de fapt e o generație complet nouă, am putea spune, și 2003-2012 cealaltă variantă, am prezentat-o nenumărate variante pe canal. Ăla este 100% GM pe partea de motoare și structură, dar are o suspensie specifică pasivă viratoare pe spate numită Re-Axis, sisteme de tracțiune integrală, dar e mai puțin Saab decât au fost acestea pe partea asta de emoție, însă totuși făcut în Suedia cu niște metode interesante. Și acest 9-3 Original Generation, cum am putea să îl numim, este unul fabricat în 2002, pentru că între 1997 și 2003 au existat niște treceri de motoare. Inițial ele au folosit motoare de originea aceea 204-234 și pe urmă au fost motoarele numite, de fapt 234 n-a avut niciodată pe această generație, au fost însă 205 și 235, modelul de echipare Vigan. Și există Aero începând cu 2000, care are un motor B205R, exact acesta, de 205 cai, 238 parcă de Newton-metru sau 280, nu mai țin minte cifra exactă. Cert este că odată cu trecerea acesta, practic faceliftul ăsta a presupus redesenarea 1000 de componente. Mașina arată aproape la fel, diferă foarte puțin grila, farurile sunt identice, aspectul general al mașinii este la fel, dar sunt mici detalii de nuanță care au fost corectate, cum se întâmplă la un facelift. Și este prima dată când un Saab din clasa asta a primit motor diesel de 2.2 de origine GM. 900-le, deși arată la fel, n-a avut o variantă din aceasta de diesel, dar a avut un V6 de 2.5 origine GM, 54 degree V6 cum se numea, l-am prezentat recent pe un Opel Omega D,
Însă acesta n-a avut acel V6, dar a primit dieseluri. Nuanțe și chestiuni interesante. Așa că vei vedea modele aspirate care au 2 litri și în jurul la aproximativ 130 de cai, iar supraalimentatele în primă fază aveau 154, 175 de cai sau 200 de cai și pe urmă în varianta asta târzie 150, 185 sau 205 cai. E, L și R, chestiile alea pe care le-am menționat acolo. Și e interesant de văzut că un model special nu este Aero, ci este Viganul, care a fost făcut cu ajutorul lui Tom Walkinshaw Racing și este o mașină ce folosește motorul de pe 95 Aero, 235 R-ul cu turbină de un bar, doar că nu e setat la 260 de cai, ci inițial a fost la 235, ulterior la 230 de cai. Avea arcuri și amortizoare mai rigide, bare de torsiune antiruliu care erau făcute să fie mai rigide, un anume model de jante, barele, estetica, culoarea, partea de interior, toate erau făcute special, recalibrări pe sistemul de direcție, așa cum se face în general la o mașină performantă și sunt destul de rare în România, nu cred că este niciunul. Aero a fost, să zic, o variantă mai civilă, care, în ultimul rând, are tot un motor de peste 200 de cai și dacă te uiți între 204 și 205-235. Astea din urmă având un Trionic T7 cu accelerație controlată electronic și cu debit metru MAF, nu mai au senzor MAP cum au Trionicurile 5.2 și 5.5, acele T5-uri. Astea au mai mult cuplu. Asta este ideea. Și oricum SAB s-a orientat pe cuplu. A vrut accelerații viguroase, asta a cerut de la aceste mașini. Și de-a lungul timpului au fost niște ediții speciale, mult mai multe au fost la seriile 900, la Saburile 99 și mai ales la modelele clasice vechi. Însă și asta a avut o ediție interesantă numită Talladega, care celebra acele celebre concursuri de NASCAR printr-o ediție specială pe care SAB și-a propus să o țină mult timp în exercițiu, să zic așa, doar că n-a mai existat brandul, așa că n-avea ce brand să mai țină respectivul nivel de echipare. Și sunt niște mașini deosebite. Ia, teoretic, un Opel Vectra A sau B la structură, numai că dacă stai să te uiți, mi se pare mai voluminos pe interior, are un portbagaj de-a dreptul enorm, are același stil subvirator dat de sistemul acesta de torque, am putea spune, este un torque steer de fapt, care îți ciocănește volanul la propriu când accelerezi, dar motoarele astea au o savoare de motor aspirat de cilindree mare, pentru că boost controlling-ul ăsta este foarte liniar aplicat și nu întrerupe. Mi se pare o marcă care a dispărut și e păcat că a dispărut, adică nu mi se pare, a dispărut, e o realitate, dar îmi pare tare rău că n-a apucat să continue sub o formă în care, de exemplu, a reușit Volvo să se transforme, nu neapărat în ceva perfect, dar măcar încă există marca și are acele valențe clasice de siguranță. Pentru cine nu știe, și astea sunt niște mașini foarte sigure, au super multe ramforsări, tetiere active, tot felul de sisteme din acestea care țin de siguranță, airbag-uri, asistență electronică și detalii din astea. Și pentru că vin din domeniul auto, împreună cu Alfa Romeo a implementat o chestie numită Night Panel. La apăsarea acelui buton îți rămân doar indicatoarele relevante și este conceptul de cockpit întunecat ca să te concentrezi mai mult pe partea de condus. Și felul în care vitezometrul are gradațiile asimetrice, distanța dintre numere, fiind din ce în ce mai mică pe măsură ce crește viteza, îți dă o senzație de intensitate a condusului. Cam asta e, în linii mari să zic așa, stilul mașinii. Evident că au fost versiuni care au avut 4 uși, 2 uși au fost și decapotabile, care, spre deosebire de generațiile anterioare, aveau acționare hidraulică a mecanismului, nu una cu sistem din acela electric, dar au fost niște decapotabile clasice, de pânză, interesante, am prezentat și un model și cred că deja Răzvan, care este mare urmăritor al canalului și pasionat de Saburi, e prezent aici în peisaj și se uită, pentru că a avut și el un model similar de Sab, cu motor aproape identic cu acesta, decapotabilă. Și da, e o mașină, nu știu, cu care eu rezonez, care de-a lungul timpului nu și-a diluat foarte mult din scop și din stil. Și marketingul și la competiție era foarte reușit. Celebrele Volvo cu motoarele Red Block pe care tot Per Gilbrand le-a proiectat aveau niște lozinci interesante, la modul între un Porsche și un Volvo. Nu e mare diferență în fața unui pistol radar, pentru că ambele merg la fel de repede. Sau ideea de principiu din spatele unui Volvo Break,
un Lamborghini Countach cu remorcă, pentru că ambele mergeau foarte repede. Ce nu-mi place mie la Volvo în prezent este că și-a pierdut acea bipolaritate. Sunt niște mașini care nu supără pe nimeni, ele sunt foarte sigure, sunt simple, sunt eco, bio și așa mai departe, dar nu mai au vâna aia intensă de motoare turbo în 5 și 6 cilindri uneori, cu tot felul de vehicule violente la propriu. Cu mașinile alea și cu astea poți să sperii mult mai intens niște oameni dacă îți dorești. Și nu mă refer la a conduce agresiv în trafic, ci mă refer la performanța mașinii într-un mediu protejat, cum ar fi pe circuit. N-au fost perfecte, au avut multe probleme în trecut și de asta nici nu s-au mai numit 900 și au început să fie numite 93, ca să spele un pic situația trecutului. Dar trebuie să recunoaștem că au o savoare aparte și cine știe despre ce e vorba, rezonează cu mașinile astea. Nu știu dacă o să dețin una vreodată, însă este alături de Alfa Romeo un brand care se află așa pe lista scurtă a mea. Chiar într-o deplasare recent am admirat un Saab 900 Turbo de 145 de cai cu un singur arbore cu came, că l-a primit și variantă cu doi arbori cu came, care a avut 175 de cai pe o mașină de puțin peste o tonă. Alea erau ceva aparte, într-adevăr, și dacă ar fi să-mi iau un model clasic, mi-aș lua, deși trebuie să recunosc că ăsta e mai sigur, e mai confortabil, o mașină mult mai actuală și mă bucur să o văd că este pe drum public. S-a întunecat destul de mult și îmi dau seama dându-mi un pic ochelarii de la ochi, așa că trebuie să mai prezint și motorul. O să trag niște cadre interesante cu piese și la garajul unde se află această mașină și o să fac un test de drum. Mașina însă fiind un proiect în desfășurare, se pare că fix astăzi a avut o mică problemă și senzorul de arbor cu came s-a rușinat și în momentul în care se încălzește nu mai raportează poziția corect, așa că în unele situații, la accelerații puternice, mașina este limitată la 3500 de rotații pe minut, așa că nu o să pot să o conduc foarte intens. Proprietarul s-a scuzat că n-avea un senzor și că n-a putut să-l schimbe astăzi, nu e absolut nicio problemă. Scopul meu nu e să fac liniuțe 0100-0200, ci să povestesc aceste mașini pe canalul ăsta care face documentare auto, până la urmă, având în vedere durata lor. Acesta este un motor celebru pe care l-am tot povestit în filmări, inclusiv în aceasta, și ceea ce vedeți voi aici, având casetă neagră, respectiv capacul acesta central, cu denumirea Direct Ignition, Eco Power este o denumire de marketing precum Twin Power Turbo de la BMW, ne arată faptul că este un motor din seriile cu 5 în coadă, adică 205 cum e acesta dacă e 2 litri sau 235 dacă este 2,3 litri, deci implicit are Trionic T7 cu caseta cu curent alternativ și diferența între variantele de 2 litri pe presiuni erau cu LR-urile acelea respectiv, modelul de turbină cum era controlată și presiunea de lucru și la cele de 2.3 exact același lucru. Diferența între 2.0 și 2.3, indiferent de generația motorului, că e cu 4 sau cu 5 în coadă, este de cursă piston. Motorul de 2.3 fiind perfect pătrat, ăsta este suprapătrat, se turează mai vesel, să zic așa. Și el ca structură este un motor cu bloc de fontă și chiulasă de aluminiu, are doi arbori cu came, fără sistem de distribuție variabilă, distribuția se află clasic în partea asta laterală, cu două lanțuri. Un lanț pentru cei doi arbori de sus, care antrenează 16 supape, 4 pe cilindru, 2 de admisie, 2 de evacuare cu compensatori hidraulici și încă un lanț care este responsabil pentru cei doi arbori de echilibrare. Inițial, modelele mai vechi, 201-202, nu aveau arbori de echilibrare, chiar dacă aveau doi arbori cu came sau unul singur, pentru că fiind motoare de 2 litri și nu erau neapărat gândite pentru eficiență, nu conta atât de mult partea asta de NVH, Noise Vibration Harshness, care dă cumva calitatea unui motor din punct de vedere confort. Așa că la modificările astea de 204 sau motoarele cu 4 și cu 5, să le numim așa mai simplu, au apărut acești arbori de echilibrare, necesar mai mult pentru cele de 2-3, care având inerție mai mare, au fost evident făcute să anuleze acele vibrații. Ei sunt însă un factor de problemă, pentru că cuzineții sunt problematici, mai ales la astea cu 5 în coadă, sunt mai subțiri, arborii sunt mai plăpânți și distribuția pe partea de arbori de echilibrare cam la 100-150.000 de kilometri e
posibil a fi considerată PAH. Pe urmă, ce putem vedea interesant este faptul că și stock, această mașină are parte de tubulatură metalică pentru partea de turbo, are parte de un senzor aici, un transducer, cum se numește, care este împreună cu această supapă N75 de control boost, cei care practic gestionează wastegate-ul turbinei, care este undeva în partea de jos acolo. Intercoolerul este de tip air-air, de asemenea intercoolerele diferă între anumite motorizări, că și de acolo se făcea puterea, și în spatele acestui capac există acea clapetă clasică de accelerație cu control electronic, adică cu motoraș. Și în linii mari e un motor relativ convențional pe partea asta, cu galerie de fontă care mai crăpa, cu un sistem de tubulaturi externe, diferite tipuri de turbine, cum le-am enumerat, blow-off extern, care este acest diverter valve, practic el este acționat pneumatic și are de asemenea un solenoid de control pentru asta, deci nu este o supapă reactivă, ci una proactivă, care în anumite situații deschide legătura dintre traseul de presiune înaltă din zona turbinei cu cel de presiune joasă, ca să nu apară fenomenul acela de compressor surge. Și în linii mari a fost un motor fiabil, doar că având segmenții mai subțiri și plasați într-o zonă din asta mai apropiată între ei, diferea cumva și raportul de compresie, bielele sunt mai subțiri cu zineții, sunt mai subțiri pe anumite direcții, mai ales la partea de arbore, au generat presiuni de lucru mai mari la sistemul de gaze Carter. Și asta înseamnă că dacă n-au proiectat la timp sistemul actualizat, a apărut consumul de ulei prin faptul că apăreau scurgeri, presiunea aceea forța uleiul să iasă prin tot felul de zone, cum ar fi capacul de la distribuție, o problemă destul de cunoscută a acestor motoare, și în mod special unde au trebuit revizuite aceste sisteme și au fost făcute după 2003 sau 2004 niște kituri originale de modificarea sistemului de evacuare gaze Carter. Și practic pompa de ulei a mai fost o presiune. La aceste motoare, O-ring-ul și sorbul acela trebuie curățate, schimbate de fapt periodic O-ring-ul și curățat sorbul, pentru că se colmatează și apare o presiune precară de ulei care evident poate să distrugă motorul. Turbina poate fi afectată și să înceapă să facă consum de ulei și în esență ce poți vedea de observat, clapeta de accelerație nu are niște probleme, dar are senzorul de poziție în pedală, care fiind pe podea mai adună mizerie și nu mai raportează poziția corect. Uneori, dacă senzorul de poziție arbore cotit, singurul de fapt existent acolo, sau anumite chestiuni care țin de caseta asta de aprindere, nu funcționează corect, motorul are o funcționare neregulată, probleme de relantii, chestii din asta de detonații. Mențiunea interesantă, deși e turbo, n-are pompă de vacuum pentru sistemul de frânare, are însă, dacă are cutie automată, un ZF4HP, parcă avea în situația aceea, și poate să mai fie probleme cu debitmetrul acesta, care, na, fiind o unitate electronică, poate să mai aibă anumite situații. Pe urmă, în funcție de regimul de funcționare de turație, poate să aibă amestecul calculat cu indicator de temperatură antigel, cu senzor lambda, care este și încălzit, sau cu open loop, care pur și simplu ocolește senzorul lambda, să zic așa, full power enrichment, atunci când apeși accelerația la podea, așa că și senzoria teoretic ar trebui verificați. Sistemul ăsta de gaze Carter, da, trebuie observat, pentru că el e factor problematic pentru foarte multe motoare, mai ales cele de turbo, și în general poate să afecteze, de exemplu, și motorașul clapetei de accelerație dacă uleiul ajunge în senzorii respectiv. Nu o să-ți mai meargă nici cruise control-ul din cauza asta, de exemplu. Caseta asta, de la căldură, tinde să crape câteodată, în sensul că bobinajele alea din interior sau anumiți condensatori ăla cu curentul de 80V care măsoară pe acolo lucruri nu mai funcționează și uneori motorul nu va mai porni deloc. Poate să miroasă ars la un moment dat, ăsta este un factor că ar putea fi probleme, și erorile n-a apar tot timpul pe computer, pe tester, că motoarele astea au avut destul de mult OBD-2 implicat. Evacuarea poate să mai crape, arboria de echilibrare de asemenea poate să fie destul de problematice, așa cum am zis. Întinzătoarele hidraulice de asemenea poate să fie destul de problematice, pentru că au și ele o uzură un timp, 100-150.000 de kilometri probabil, și da, pompa de ulei care genera presiuni joase, prea joase, și implicit apărea uzura aceea de cuzineți, cum era numită clasic. Și acum, așa în încheiere, vreau să dau un pic un capac la o parte să se vadă niște detalii pe aici,
și să scot o lanternă, că m-a prins noaptea, vorbim pe aici, ca să vedem totuși câteva chestiuni care trebuie arătate vizual și mulțumit acestei lanterne o să se vadă mai bine. În primul rând, aici putem vedea cum are gâtul acesta de alimentare cu ulei, care e total separat de capac, rampa multipunct în spate, accelerația cu control electronic, cu răcire sau încălzire cu antigel, cu sistem din acela de vacuum care trage conductele astea pentru zona de frâne, zona de actuatori, cum ar fi senzorul acesta, pentru blow-off și pentru partea de waste gauge, jos unde este turbina, putem să vedem supapa aceasta cum lucrează și de asemenea caseta aceasta pe care o să o vedeți ulterior în niște cadre trase pentru că există desfăcută ca piesă, galeria de evacuare cu turbina, pe cureaua de accesori există compresor de aer condiționat, pompă de servo și pompă de apă care sunt vizibile practic în toată partea asta, de aici pompa de apă este undeva în spate, de asemenea alternatorul este în spate, compresorul de aer condiționat și pompa de servo sunt în partea din față și aici putem vedea rezervorul acesta, care e clar un ZF după capac și este interesant de văzut că urmașul acestui motor 207 are pompa de servo integrată în capătul arborelui cu came, un factor de probleme, aș putea spune și pe acolo. Și în rest, se poate vedea că e un model puțin mai performant, având bara aceasta de împiedicare a torsiunii, faptul că are un filtru adăugat. Mașina asta este stock în esență, are niște piese de tuning de la un tuner de fabrică, există și în torpedou un fișier unde practic e ca un catalog, unde se va putea vedea toată chestia asta de aici și e interesant de văzut cum își ia tot felul de conducte din astea de vacuum și de presiune care sunt metalice, care sunt foarte bine făcute, supape de sens, cum ar fi asta de exemplu, care este pentru sistemul de frânare și în general e un motor care și-a dovedit, să zic așa, fiabilitatea. Turbina este și ea răcită atât cu antigel cât și cu uleiul care o gresează și treaba asta le-a făcut să fie niște motoare foarte rezistente pentru partea de tuning. Numai că unii spun că și motronicul de fapt ar fi cea mai bună platformă de modificări pentru că a fost pusă pe o gamă mult mai largă de mașini. În prezent nu se mai folosește configurația asta și ce mai interesant de văzut că este un sistem care tot așa are vaporii de ventilare trași în partea asta din față și are un soi de conductă de alimentare cu regulator din acela pe partea din spate. Cam asta ar fi, să trecem la interiorul mașinii, tot cu lampa asta că e prea întuneric să mai filmez ceva la lumină naturală. Asta mai interesantă, supapa de ventilare, vapor, rezervor și faptul că are o mățăraie mare de conducte, pentru că neavând pompă de vacuum necesită surse diferite de vacuum, diferențiere de presiune, atât pentru ventilare, vapor, rezervor, ventilare, gaze, Carter și pentru controlul de frâne și cel al boost-ului turbo, pentru că tot ce ține de wastegate, blow-off și chestiunile astea sunt pneumatice, inclusiv frânele, se poate vedea caseta de direcție plasată sus și dacă tot avem amortizor la capotă, nu trebuie să opresc filmarea și pot să pun frumos direct aici acest capac. Supapa PCV în partea asta și am terminat cu tehnica. Am venit la doctor aici frumos să vă arăt și piesele acestui motor. Nu știu exact unde va fi inserat acest segment în prezentare, însă cu siguranță îl veți vedea dacă veți fi interesați. Pe masă aici se află o chiulasă a acestui motor. Și aici putem vedea arborii cu came. Ăsta este capătul uneia din distribuții, în sensul în care lanțul, v-am zis că mișcă cei doi arbori și undeva în plan orizontal mișcă și arborii de echilibrare și o să le alăt locul imediat. Această chiulasă are un tunel central unde se află bujiile, evident izolat cu niște garnituri, peste vine capacul metalic și în zona aceasta centrală vine una din variantele astea de casetă de aprindere, care dacă este Trionic T5.2 sau 5.5 este roșie, iar la Trionic T7 este neagră. Adică așa ne dăm seama dacă e motor cu 4 în coadă sau cu 5, indiferent că e de 2.0 sau de 2.3. Iar arborii cu came au niște profile simple de came, iar dedesubt se află sistemul acela de tacheți hidraulici. Lifters se numesc ei, însă sunt de tipul hidraulic, pentru că undeva în chiulasă există niște canale de ulei care sunt alimentate prin bloc de către pompa de ulei și practic
ai un pahar exterior pe care calcă cama și în interior este o structură care stă pe un fel de canal flotant de ulei. Și pe baza separării acestor elemente, a carcasei exterioare și a pinului interior care calcă pe capătul supapei, care se află dedesubt, ne dăm seama că se poate face compensarea asta hidraulică de joc termic. Așa că pinioanele astea vin prinse în capetele axelor, axele cu came sunt prinse cu acești cuzinesc, cu rulmenți, cu lagăr, în continuare acolo se pot vedea arcurile și, deși e de aluminiu, este o chiulasă destul de grea, în partea asta se poate vedea și o cameră de combustie cu bujia centrală și în partea aceasta putem vedea această casetă de aprindere. Dacă o întoarcem pe dos, este exact ca cea pe care o vezi pe mașină. Forma lor este absolut identică, însă am desfăcut aceste șuruburi și aici se pot vedea bobinele individuale care produc segmentul acela de curent pentru fiecare bujie în parte și acesta este sistemul acela care măsoară curentul ionizant. Și practic toată caseta asta are un ulei hidraulic în interior, e capsulată, neservisabilă, aici se conectează la sistemul de 12 V al mașinii, numai că există un modul practic care ridică voltajul la 400 de V, respectiv 80 pentru acele două sisteme, însă asta fiind pe curent continuu mai simplă. Asta în interior are o funcționare puțin diferită în acest sens. Pe urmă aici putem vedea o turbină TD04, iar în partea aceasta, cred că și scrie, uite, TD04HL. Ăsta este compresorul, adică partea rece a turbinei, care comprimă aerul pentru admisie. Însă axul acesta este rotit de către partea fierbinte, numită turbină. Și în partea aceasta se poate vedea atât partea de pale, dacă reușesc cumva să o țin să nu cadă și să mut lumina, putem vedea palele. Peste palele alea trec gazele. Însă wastegate-ul, supapa de actuare, se poate vedea în partea asta de aici. În momentul în care motorul pornește, normal wastegate-ul este închis. Dacă însă presiunea este prea mare, actuatorul pneumatic wastegate sau motorașul electric, în cazul în care există așa ceva, deschide această valvă progresiv și, practic, gazele ocolesc zona de turbină. Iar în nucleul acesta din interior, există un ax de legătură între turbină și compresor, care este odată gresat cu ulei și, în unele cazuri, și răcit cu antigel. Deci asta ar fi turbina care este disponibilă pe mașină cu sistemul acela de conexiuni pneumatice și diverse legături. Așa că bucata asta vine pe galeria de evacuare. Bucata asta este cea care se duce în admisie. Aerul intră așa, din filtru, și pentru că are melcul acesta, se numește compresor volumetric. Exact bucata asta, fără asta, neantrenată de gaze, ci de o curea de accesorii, se numește compresor mecanic de supraalimentare volumetric, care este exact partea rece a unei turbine. Pe urmă, ce putem vedea aici este un set de pistoane cu tocubiele și putem să vedem diferența între celebrele motoare anterior menționate. Și aici este și problema de consum de ulei a acestor motoare și a multor altor motoare. Aici putem vedea o cameră de combustie care este mai scobită a pistonului și în partea aceasta este o cameră care e mai puțin scobită și are și o profilare pentru supape. Ce însă este de observat, de plăpânzeală să zic așa, dimensiunea segmenților aici mare, sunt foarte groși, iar segmentul scraper de ulei este situat la o distanță mare de segmentul numărul 2. Aici, în schimb, pe lângă că sunt mai subțiri, e o distanță mult mai mică între segmentul acela raclor și cel numărul 2. De asemenea, bielele acestea sunt vizibil diferite. Adică asta aici, de exemplu, aici bucata asta așa, pentru modelul cu 4 în coadă este mult mai groasă, aici este simțitor mai subțire. Asta, de exemplu, are și cuzineții montați, care sunt practic rulmenții aceia cu lagăr de alunecare și au și o uzură mică. Toată funcționarea asta, în schimb, era legată de pompa aia de ulei, care la cele cu 5 în coadă a fost puțin mai simplă. Așa că putem să vedem inclusiv pistonul că este diferit. Există long block și short block în acest sens.
Așa, prin comparație aici putem să vedem, de exemplu, un capăt de chiulasă de 2.0 TDI cu pompă injector cu 16 valve. Cum ne dăm seama? Păi foarte simplu. În primul rând vedem cablaje electrice în interiorul chiulasei. Common Rail are cablajele în exterior, pentru că și injectoarele au capetele în afara motorului. La pompă injector PD și 1.9 și 2.0 și oricare au mai fost ele 2.5, 5.0, vezi 10 TDI, injectorul este în chiulasă. Și atunci, el fiind în interior, are și cablajul în interior. Și aici putem vedea arborele de admisie și arborele de evacuare. Pe partea de admisie sunt came centrale pentru injector, astea foarte mari, și camele pentru cele două supape de admisie, came pentru cele două supape de evacuare. Putem să vedem ceva foarte interesant, și anume că atât partea de admisie, cât și asta de evacuare, au profile diferite, vizibil inclusiv în partea asta de aici. De ce? Pentru că aceste motoare 2.0 TDI au supapele plasate diagonal, adică nu sunt 1, 2 și 3, 4, ci sunt 1, 2, 3, 4. E ca un romb rotit. Și atunci culbutorii ăștia au lungimi diferite, dar pentru că ei pleacă din același punct și au lungimi de braz diferite, ai nevoie de profile diferite de came ca să actueze sistemul acela. Foarte interesant această chestiune și aici putem vedea o diferență de bloc. Ce vedem noi aici, de exemplu, în cazul de față, este blocul de motor pe care l-am prezentat mai devreme. În tubulaturile astea aici intră arborii aceia de echilibrare, care sunt practic antrenați de segmentul acela oval de distribuție, și aici putem să vedem blocul de fontă cu un sistem de cămăși integrate. Ce e denotat, și aici facem un versus, este comparația cu un 2.0 TFSI EA113. Și aici putem vedea cât de subțire este peretele acestui motor față de cât de gros este acesta. Adică nu numai că aici ai cotă de reparație consistentă, dar rezistența motorului este foarte bună. Și aici ne dăm seama că este un bloc de tip semi-closed deck. Adică cămășile au un perete care este plat în partea asta de sus și nu au canale din astea de degajare, exact cum este și acest bloc, adică antigelul circulă prin niște canale, nu prin toată zona asta în jurul cămășilor, nu sunt neapărat wet liners, cum se numesc în altă situație, și putem vedea că ăsta e un bloc mult mai plăpând. Tot 2 litri sunt, dar uitați-vă ce diferență de volum este între ele. Evident, din motive de cost, astea sunt și mai dificile, fiind ambele de fontă, doar că e o situație de rezistență până la urmă. Asta este partea de baie de ulei, de exemplu, de la motorul 2.0 TFSI și, de asemenea, unele motoare din astea, ca să fie foarte rezistente, au și o placă suplimentară de rigidizare în partea de dedesubt, jeturi din alea de răcire a pistoanelor, dar, repet, hai să comparăm, uitați-vă ce diferență majoră de poziționare este între elementele acestea. Și asta e și problema multor motoare moderne, pentru că, de exemplu, dacă silitecul acela se uzează și faci bucșare, pur și simplu pentru că pereții ăștia sunt foarte subțiri, n-ai unde să pui niște cămăși suplimentare. Și aici, de la acest spațiu foarte subțire, nici nu poți să faci canale ample de răcire și implicit apare o uzură. Aici apar fisuri la foarte multe motoare și uzuri de garnituri de chiulasă, pentru că aceste suprafețe sunt foarte mici. Distanța dintre canalul de ulei sau de antigel și zona de cămașă este foarte mică în comparație cu ce vedem la astea. Asta e o chestie interesantă. Asta este, de exemplu, o chiulasă de TFSI, care este tot un EA113 și putem vedea în partea aceasta faptul că bujia e centrală și injectorul vine undeva în partea de aici. Și de asta putem vedea aici intrarea injectoarelor și intrarea galeriilor de admisie. Altă chestie interesantă, la injecție directă ai o gâtuire ca aerul să intre turbionat, pe când dacă te duci la o chiulasă din asta multipunct, vei vedea faptul că porturile, asta e galeria de, cred că de evacuare, și asta e cea de admisie. Aici ai o suprafață mult mai mare ca motorul să respire bine. Da, cam asta a fost în linii mari completarea pe care am vrut să o fac. Și da, știu că s-a lungit prezentarea, dar măcar putem să vedem aceste motoare puse pe masă. Un lucru comun ar fi pent roof combustion chamber, cum se numește, adică cameră, să zic așa, în stil trapez pentagon, cum este numită. Așa că
De aici apar consumurile alea de ulei la multe motoare, redimensionarea acestor piese, inclusiv luate în mână, se simte că ăsta este simțitor mai greu. Evident că motoarele astea au beneficiul de a avea o eficiență mai bună, prin faptul că au componentele ușurate, și asta le-a făcut să fie uneori mai rezistente, alteori mai eficiente, și puține motoare sunt cu de toate, ca să zic așa. Mașina are un aspect foarte interesant. Se vede că e din perioada clasică, cu sticlă la faruri, zero mătuire și ștergătoare micuțe pentru zona aceasta de spălare a farurilor. O chestie specifică brandului de acolo. Niște sigle de la un Saab 9000, că pe vremea acestei mașini Scania nu mai era în grupul cu Saab. Și niște bare față-spate, jante, care sunt specifice acestui nivel de echipare. Este o mașină foarte frumoasă. Au avut și niște culori trăznite, mai galben, roșu, așa, dar oricum ar fi, au niște elemente cu care eu rezonez. De exemplu, designul acesta al semnalizatoarelor în partea din spate, grila aceea cu 4 segmente, parbrizul bombat, sistemul acesta de mânere care se ridică în sus când le deschizi și au această formă ovală, tăietura asta ca o crosă de hockey, și, în general, suprafața vitrată foarte mare. Saab a consiliat multe alte firme pentru ventilații ușoare, de exemplu. Au avut consiliere pentru alte mărci, ca să aibă sisteme de climatizare mai bune. Portbagajul este ceva deosebit de greu, dar uitați-vă ce volum mare are acest portbagaj. Cu roată de rezervă de desubt, spații de depozitare ample, tunel median cu banchete rabatabile, că, în general, suedezii schiază și nu numai, și butonul de deschidere este unul electric în interior, dar are și parte de clapă din aceasta de mecanică. Rezervorul cu sistem de închidere electric de asemenea se blochează, iar accesul în spate e puțin mai dificil. Scaunele acestea sunt cu control electronic pe 8 direcții, se poate vedea pe comutatoarele astea de aici, iar clapa de deschidere este în partea de aici, însă fix acum scaunul nu se dă pe față, normal ar fi trebuit să aibă o baliere electrică. O să-l dau și așa de formă, ca să poți să intru în spate, unde n-ai neapărat foarte mult loc la picioare dacă se lăfă ăștia din spate, dar se stă foarte bine. Adică genunchii sunt până în spătarele scaunelor, ai material moale pe partea aceasta. Observați acele ventilații mici pentru aceste geamuri, foarte multe hatchback-uri suferă de geamuri aburite în spate, care, nedeschizându-se, neavând ventilație, nu pot fi dezaburite ușor. În partea asta de aici mai putea să-i botetieră pe mijloc. De asemenea, ce e interesant de observat este că are totuși o cotieră pe centru, fără suport clasic de pahar, ventilații în partea din spate și cam atât în linii mari. Ventilațiile din față sunt foarte interesante și o chestie de siguranță pe care Saab a practicat-o pe foarte multe modele, și anume plasarea cheii de pornire și a contactului între scaune. Și asta pentru că, neavând o cheie în zona genunchiului, în caz de accident n-ar fi fost o problemă de integritate corporală. De aceea Saab 9000, fiind pe o bază puternic diferită, e unul din puținele Saaburi care are cheia pe consolă. Și aici putem să vedem ceva interesant. Dacă blochezi cheia și o scoți, mașina nu mai iese din marș arier. Este ca o metodă antifurt. Dacă rotești, schimbătorul va putea fi scos. Și implicit, dacă schimbătorul nu este plasat în marș arier, nu poți să scoți cheia. Deci n-ai cum fără să faci așa. Și la unele modele mai vechi, inclusiv venea un capac peste care bloca accesul unei chei diferite. În partea aceasta există un soi de mică cotieră cu spațiu de depozitare, frână de mână mecanică, controlul geamurilor cu închiderea centralizată, un torpedo, unde se află de asemenea un catalog interesant de piese. Dacă mi-aduc eu bine aminte, era pe aici pe undeva. Respectiv acesta, de la firma asta Abbott Racing. Și aici se poate vedea pentru Saab 900, care în esență e aceeași mașină pre-facelift, dar mă rog, cu motoare diferite. Și e interesant să vezi cam la ce detaliu se face tuningul. O chestie valabilă și în prezent, că tot e dumaia cu softurile de la Vericu. Adică ăștia spuneau la dispoziție modificări de tuning pentru software, alte chiulase cu portări,
cu suprafețe mărite, presiuni de lucru schimbate, modificări de turbo, puteai să montezi turbina invers, precum era la varianta de 9000, elemente billet făcute la strung, cum ar fi de exemplu biele sau redimensionări de arbori, de asemenea toate valvele astea de control turbo erau făcute de așa natură să țină presiuni de lucru mai mari, de asemenea diferențiale, probabil coifuri, diverse LSD-uri, arcuri, amortizoare, Koni sau Bilstein probabil, plăcuțe de frână, furtunuri de bucșăraie, bare antiruliu, discuri de frână, sisteme de evacuare, interculere, și astea îți dădeau niște mașini cu adevărat slipper pe drumurile publice. Foarte interesantă chestia asta. Iar în rest, ceva moștenit de la Scania, sistemul acesta de reglaj, pentru că putem vedea cum se mută o serie de elemente de plastic care creează ca un tunel direcțional și la Honda Civic există un reglaj cu o manetuță în sensul acesta. Și aici putem să vedem un suport de pahar, o unitate din aceasta de afișaj, este acel sub-information display, care are conectat un fel de modul și ți afișează absolut toți parametrii motor, presiuni de lucru, short și long term fuel trims, acel indicator care țin de sistemul de injecție, partea de climatizare, care este pe o singură zonă și are control automat. Buton de traction control, ăsta este un adaos de sistem care monitorizează diversi parametri de motor. Un car kit Nokia, că tot vorbim de firme din zona aceea. Și în linii mari cam atât, în partea asta niște parasolare simple. Și acum o să trec la volan. O chestie interesantă, unele mașini pentru Suedia au avut inclusiv o mufă electrică. Era un fel de vebastu electric, adică dacă parcai și dormeai în anumite parcări, unde era foarte frig, aveai parte de alimentare electrică ca să se încălzească mașina cu motorul oprit. Buton de deschidere a portbagajului, memorii pentru scaune cu 8 direcții de reglaj în partea aceasta, un sistem de tetiere cu reglaj și în partea aceasta volanul avea un reglaj doar pe adâncime, deși GM-ul pe vremea aia avea volane cu reglaj doar pe înălțime. Și acum cam așa arată cabina. Dacă scot mașina pe liber și dau un pic de contact, putem să vedem și clasicul display pe care l-am tot povestit, care mi se pare foarte, foarte interesant, pentru că are o grafică simplă, parcă este frâna de mână, practic, check engine ține de casetuța aia, și aici putem să vedem turometru, care are un afișaj constant, vitezometru, care are un afișaj destul de progresiv, așa se vede cum scade distanța dintre cifre, iar ceasul acela turbo este indicarea, practic, nivelului de boost, însă el este un ceas electronic, adică e conectat la ECU. Vechile APC-uri aveau ceasul ăsta cu furtun conectat direct la sistemul ăla pneumatic, adică el era o afișare directă a situației de acolo, asta este una electronică. Iar în zona aceasta ai un mesaj de informare clasic și dacă comuți pe toate aceste versiuni, vei vedea autonomie, consum, viteză medie de deplasare, detalii de genul acesta și poți de asemenea când intri pe meniul acesta să vezi opțional niște diferențe aici, care astea nu sunt ale mașinii, este o chestiune adăugată ulterior și sistemul de climatizare tot așa simplu, ușor de folosit, iar la apăsarea acestui buton Night Panel se închide și rămâne doar vitezometru, adică poți să vezi diferența asta de funcționare. Totul este închis la culoare, este la propriu negricios și în felul acesta îți dai seama că e o legătură cu domeniul aviatic, să zic așa, mi se pare foarte interesant. Și undeva aici, dar am uitat să întreb proprietarul cum se face, este o activare de detalii din aceasta de suplimentare de motor, care îți arată nivelul de turație și diversi alți parametri care țin de motor. Din motive de lene calorică, să zic așa, o să rămân cu geaca pe mine. S-ar putea să auziți un fâșii de microfon. O să încerc să merg mai decent. Și
și acum îmi dau seama că în spate lumina asta nu se închide. Acum s-a închis. Nici nu știu cum e mai bine. Cred că mai bine o las așa, să lumineze fundalul. Scopul plimbării e să povestesc mașina în continuare, nu-i să dăm goană de performanță. Foarte interesant cum percep, uite, night panel-ul până la 140 îți lasă cifrele active și am o bănuială că dacă o turez mai tare, încep să se aprindă și celelalte. Portbagajul se blochează automat în momentul în care pleci de pe loc. Și mașina per total e foarte ușor de condus pentru că are un stil de reglare a boost-ului care îl face să semene cu o motorizare aspirată mare. Adică nu are niște goluri. Evident că dacă tu tunezi mașina, pui turbine mari și accentuezi chestia asta, la un moment dat o să sesizezi un gol turbo. Interesant este că proprietarul acestei mașini i-a vândut un motor identic lui Alin, cel care are acel Nissab, adică Silvia S13 cu motorul de Saab pe care am prezentat-o recent pe canal. Și are niște chestiuni drăguțe când vine vorba de detalii, manetele acestea mi se par destul de interesante la folosire. N-are cele mai bune faruri, cam așa au fost mașinile în perioada respectivă. Asta este, de exemplu, limitarea aia pe care, despre care vorbeam, întrerupe la un moment dat, de la senzorul ăla de poziție. Așa că în linii mari, pe la 2800-3000 de rotații pe minut, mașina începe să scuture câteodată. Nu e o problemă de Saab, se întâmplă la orice marcă. Nu îți dai seama ce poate. Am condus o mașină mai puternică decât aceasta, era un 9.3. Tot un original generation, dar era un B204E care fusese dus în teritoriu de R, avea aproape 300 de cai și era al unui urmăritor tot din perioada respectivă mașina, practic era un, o primă versiune, a avut motorul cu casetă roșie, dar e ceva, e într-un fel. Singura chestie așa ciudată, ele au o poziție relativ înaltă la volan și nu se dau scaunele foarte pe spate pentru cei care sunt mai înalți. Și timoneria e puțin neinspirată, are cum jos schimbătorul cu totul, dar sunt foarte confortabile. Felul în care au setările astea de comenzi pe volan, totul la îndemână, nu era nimic ne la locul lui, oricum nici nu prea are atâtea chestiuni să zici că te derutează precum o mașină nouă, mi se par foarte interesante. Și sunt niște mâncătoare de kilometri pe autostradă. Problema de fapt a mașinii, cred eu, că este că are o bază de GM și na, GM în perioada aia nu făcea niște mașini neapărat minunate. Adică are un torque steer destul de consistent și poate câteva chestiuni de build quality. Mai curând pe 9.5 mi s-a părut treaba asta. Ornamentele interioare tind să cadă, sunt tot felul de detalii mici de calitate, că de asta General Motors a încercat tot timpul să fie în segmentul premium, zic eu că a reușit prin brandul Cadillac cel puțin, doar că în general abordarea lor de lux nu prea coincidea cu ce căutau oamenii în Europa, de exemplu, și mașinile lor sunt considerate relativ proaste. Și Saab-ul, cred că cumva aportul GM a fost destul de problematic în sensul ăsta. Așa bine a definit cineva mașina ca concept. Marca, de fapt, este o marcă care este în relație cu GM-ul. GM-ul era unchiul ăla sever și ăștia erau vărul rebel, cam așa. Adică niciodată n-au ascultat pe deplin și cred că de asta mai departe nici nu a existat o tranziție. De asta marca asta n-a fost luată de nimeni, pentru că au fost foarte răzvrătiți, n-au acceptat compromisuri. Pe când Volvo a reușit să adauge o situație interesantă la poveste din 2012 încoace sub Geely, care acum a intrat într-un parteneriat pe motoare și cu Dacia și probabil o să vedem niște motoare interesante. Cert este că Saab pe principiu fuse și seduse, cam asta a fost chestia. Ticăitul de sal, semnalul e că probabil are și un bec întrerupt undeva. Da, pe la 3.000 jumate întrerupe, sau dacă dai, se aude foarte mișto turbina, adică chiar și așa cu
turația asta limitată, simți cum lucrează turbina, dar oricum are un torque steer la modul când ridici piciorul din pedală, mașina face un pic stânga. Adică se resimte asupra... Da, asta e întreruperea. Și mai era o chestie interesantă la sistemul APC, ăla cu ceasul pneumatic. Îți dădeai seama când are detonații sau când urmau să se întâmple, dacă acul oscila un pic. El are o zonă verde, alb în trecut la APC era, zona de vacuum, când turbina nu intră, portocaliu este boost safe și roșu e deja un boost hotărât peste 0,7, care nu e tocmai în niște parametri buni pe treaba asta. Nu sunt niște mașini care să consume puțin, dar sunt niște mașini de distracție, adică ele în principiu în treptele 2 și 3, la turații din astea ridicate și atunci când vrei să faci o depășire consistentă, au fost foarte bine calibrate, adică ele puteau să depășească segmentul ăsta 80-120 într-un stil foarte, foarte interesant. Și mă uit inclusiv în treapta 5-a, la 2000 de rotații pe minut, când acul de boost e pe minim, cum mașina nici nu se chinuie, pur și simplu se turează ca și cum ar fi un V6, repet. Acum, evident, un V6 are și el o culoare interesantă, e puțin diferit, nu le-aș face chiar identice, dar ați înțeles ideea de principiu. Pur și simplu elimină senzația aia de turbină neputincioasă jos. Deși, realmente, motorul nu are un aport turbo jos acolo, în regimul de turație, doar că tranziția dintre modul aspirat natural, în care turbina nu participă, și modul full boost, în care ai aproape un bar de presiune, este foarte progresivă și nu... Ce a mai avut Saab problemă pe modelele ulterioare este că a folosit cutii General Motors, mizeria aia de M32. Au avut însă și cutiile F23 și F40, care F40 cu 3 axe e mult mai compactă și duce mult mai mult cuplu. M32 nu-i ce trebuie, și pe Alfa 159, care a fost o mașină ce ar fi trebuit să fie făcută și cu caroserie de Saab, n-a fost ce trebuie. Am avut și o cutie aia sub forma Easytronic. Dar e... Și tocmai fiind limitată un pic de chestia cu turația, îmi dau seama cât de bine e calibrată, pentru că realmente mașina livrează foarte bine. Ea întrerupe la un punct la care detonațiile apar în situații variabile. Există de multe ori în lirica asta forumistică de motoare o situație foarte periculoasă în care detonațiile apar la un boost oarecum mic, nu neapărat mare, și de asta trebuie urmăriți toți parametrii aia, short term fuel trim, long term fuel trim, BMEP, BIM, brake mean effective pressure, tot felul de valori din astea, că la un moment dat motorul ia razna. Și dacă, de exemplu, la motoarele astea sucești casetele între ele, pui casetă neagră în loc de casetă roșie sau invers, mașinile nu mai au partea de senzor de detonație funcțional, conceptul acela, și îți bubuie motorul după 10 minute de mers intens. Asta e chestia. Dar e... Este o mașină uimitoare la, să zic așa, fluența de mers, și mi se pare că e mișto nu neapărat să o conduci în blană, ci tranzițiile astea. Adică tu mergi constant, are un comportament foarte bun, pentru că ea, ok, chiar dacă are punte pe spate, este făcută într-un stil din acesta premium, adică se simte greutatea mașinii, faptul că e așezat, are materiale bune pe interior, antifonarea este destul de ok. Dar simți că zaci acolo o aghiuță la piciorul drept. Și tu când te joci un pic cu accelerația, nu mai trebuie să dai neapărat inferioară. Și mașina se simte foarte, foarte interesant. Are o singură chestie, neavând pompă de vacuum, dacă de exemplu o conduci foarte turat și faci heel and toe și figuri din astea, tu dacă ai accelerația apăsată și frâna, la un moment dat frâna nu o să mai țină. Nu pentru că ar fi o problemă de plăcuțe, ci că nu mai are vacuum. Și de asta cutiile automate au avut vacuum, pentru că acolo, având două pedale, mă rog, mașinile merg în ușor alt regim și există și niște limitări de cuplu pentru anumite cutii. Au fost situații și pentru cutii manuale limitate, dar și pentru cutii automate, de asta într-un fel cred că pentru compartimentul motorului mai mic decât la 9.5 sau la 9.000 sunt niște limitări de volum și au trebuit să reproiecteze niște chestiuni de bloc, de distribuție, și cred că unele componente pur și simplu nu au încăput. Asta a fost situația. Da, este... O, ce lunetă frumoasă are! Targa! Îmi place ca desena luneta
și are niște laterale, adică e estetic făcută, nu e pur și simplu un singur chenar. Cred că au avut un plexi pe care l-au tăiat. Cred că pare lunetă de plexiglas, nu cred că e pungă, dar e un build interesant, trebuie să recunosc. Și da, uneori lumea este inventivă în sensul ăsta. Da, e o marcă de poveste, într-adevăr, și na, mare păcat că s-a... Și mă uit, fii atent, deci numai că se opresc lumina, se opresc indicatoarele, efectiv, adică turometru și senzorul de temperatură și cel de nivel combustibil cad la parter, intră în... la depou, să zic așa. Deci rămâne doar vitezometru, care, na, e relevant, și inclusiv climatizarea se închide. Toate aceste calculatoare ce sunt pe aici, ecrane, se închid cu totul. Sau intră într-un stil dormant, să zic așa. Dar e... cumva la o mașină asta mi se pare interesant să exploatez segmentele astea între. Adică nu 0-100 timp din ăștia pe care mașina îi livrează. Deci credeți-mă că astea sunt unele dintre cele mai rapide mașini pe senzațiile astea de viteză, de calitate. Doar că e frumos să știi că ai acolo niște căluți. Și să ne gândim totuși, uite, un Golf GTI abia prin anii ăștia, 2010, a început să livreze performant cai. Ăștia aveau cai ăștia de mult timp. Adică e o chestie foarte, foarte mișto. Da. Încă n-am tras cadrele cu motorul. Nu-mi propun neapărat să fac o explicație în sensul ăsta. Doar să fie un minut, două, așa că o să zic și aici, mă rog, o să zic și lui Cosmin la montaj, să pună cândva secvențele alea, ca să vedeți și cum arată niște pistoane de motor cu 4 versus de motor cu 5, cum arată blocurile în raport cu, de exemplu, un TFSI EA113, care un motor oarecum contemporan cu anumite variante. Oricum, ce e mișto la motorul ăsta e că, chiar dacă e puțin diminuat, și 4-urile și 5-urile sunt motoare de SUV și au fost făcute de niște oameni care au pus pasiune. Ce a mai făcut Per Gilbrand? A inventat motorul cu raport de compresie variabil. La Saab n-a mai fost implementat, însă au făcut un prototip care există în muzeul Saab și practic are un sistem de excentric biele care mută poziția chiulasei în raport cu blocul și implicit se modifică tavanul camerei de combustie ca poziție în raport cu restul pistonului. Și asta înseamnă că poți avea rapoarte de compresie de la, nu știu, 8 până la 14. A fost implementat însă în producție un asemenea motor de către Nissan și Infiniti, care se numește cu serie K, dacă mi-aduc bine aminte. Și acel motor, n-am făcut bine, trebuie să... Da. Are o chestiune interesantă, și anume faptul că obține raportul de compresie variabil dintr-un excentric pe arborele cotit. Are un fel de, cum e valvetronicul la Mercedes, la BMW, pe arborii cu came. La ăsta pur și simplu modifică brațul de funcționare al arborelui cotit, fără să modifice în vreun fel rotația arborelui cotit. Și există un fel de excentric interpus între arborele cotit și zona bielelor la parte de bază. Și atunci se modifică efectiv cursa pistonului, păstrând această înălțime clasică a blocului, și în felul acesta poți să ai rapoarte de compresie între 8 la 1 și 14 la 1, modificând, afectând în bine eficiența motorului. Dar Per Gilbrand este cel care a inventat asta. Au mai avut o cutie Sensonic care avea, de exemplu, un ambreiaj controlat care decupla când atingeai schimbătorul și simula o cutie manuală normală, adică tu schimbai, mișcai schimbătorul 1, 2, 3, 4, 5, dar n-aveai pedală de ambreiaj. Și au mai încercat o chestie, dar n-a fost omologată, o pedală de frână combinată cu o pedală de accelerație. Când roteai așa, era accelerație, când apăsai era frână. Și au vrut-o pentru siguranță, în ideea în care, de exemplu, la o mașină normală, oricât de rapid ai fi, trebuie să muți piciorul. Implică un timp pierdut. Ori acolo tu, pentru că aveai piciorul pe aceeași pedală, una singură, și accelerația și frâna bruscă de după erau instant acolo și scurta puțin timpul de reacție, doar că probabil n-au fost, na, a fost o chestiune de legislație și omologare. Chestiuni, detalii. Și nu întâmplător brandurile astea au știut să facă, că dacă te uiți și la Scania, producător de camioane, face niște camioane într-un mare fel, motoarele alea, mă rog, superul nou care e cu arbor, cu camen, chiulasă, nu mai are tije împingătoare, a fost făcut pentru frână de motor mai bună și pentru chestii de eficiență noxe, dar conceptul lor general a fost de chiulase individuale, de la 6 cilindri în linie și V8, cu sistem turbo, cu, adică ăștia au făcut, ții minte,
că pentru că norvegienii de foarte multe ori sunt și acum foarte relevanți în domeniul petrolier. În anii 60-70 au prins un contract de exploatare petrolieră la Bandar Abbas în Iran, adică la mama naibii de Norvegia. Și era foarte complicat servisarea acelor camioane, tractoare, platforme petroliere, vapoare, tot ce era pe acolo utilitate. Și niște firme de transport din Suedia și Norvegia mai ales au făcut o rută de aproape 18.000 de kilometri cu camionul prin teritoriile țărilor actuale precum Turcia, Irak, Iran, toată partea aia de acolo, Siria, și făceau, nu știu, două luni, ceva de genul. Și ei au făcut pionierat cu acele camioane. Adică au avut o chestie de asta de exploratori, de temerari, cumva vikingii din ei au făcut aceste motorizări și undeva în computerul ăla e un păr mic acolo cu un ciocan mare care stă și gestionează lucrurile. Mie îmi place foarte mult cultura asta a lor și au un amestec interesant de minimalism cu eficiență, performanță, adică de asta am zis și de Ikea în intro. În general, partea lor de mobilă este simplă, designul, Bang & Olufsen, ei sunt danezi, dar tot cultură nordică este până la urmă, dar e interesant să vezi faptul că par simple și totuși când te uiți la detalii sunt foarte complexe și felul lor de a fi pare liniștit, dar nu întotdeauna este și este ceva foarte, foarte interesant. Și acum văd că eu am filmat o mașină interesantă aici, cea din față, un BMW i5, cu asta am și venit, și acolo în dreapta văd un Citroen Xantia, pe care l-am mai filmat în formatul activ, dar sunt curios dacă e al proprietarului, care mai are niște mașini interesante pe care le voi filma. Și cam asta a fost, am încercat în această prezentare foarte lungă, probabil nici nu știu cât a ieșit, să povestesc efectiv aceste mașini, nici de cum să fie o chestie de recital de fișă de specificații. Și mie îmi plac detaliile, îmi plac motorizările, ieșea un pic bătrână, se retrage centura mai greu. Îmi place să povestesc aceste mașini și trebuie să vedem cumva o integrare holistică, cum se spune, să vezi detaliile astea, pentru că dacă, de exemplu, te uiți strict la, nu știu, cât consumă sau ce portbagaj are, nimicuri din astea, n-ai să înțelegi mașina. Uite, reflexul meu de a căuta cheia când ea, de fapt, se află aici. Așa că părerea mea personală este că genul ăsta de mașini ne ajută să înțelegem multe aspecte din viață mai bine. Pentru că te uiți la ce înseamnă fiecare lucru în parte, dar și cum funcționează ele împreună. Și așa poți să discerni niște situații. Adică, uite, mașina din față, i5-ul ăsta. Multă lume zice, bă, nu-i ce trebuie, nu-mi plac ecranele alea șapă, nu e frumos. Da, dacă te-ai blocat pe aspectul ăla, da, poți să-l urăști din rărung și să nu-l cumperi. Din punctul ăsta de vedere, sunt perfect de acord. Dar parcă e păcat să nu vezi și rezoluția acelui ecran, calitatea graficii, jocul de lumină. Adică există și alte chestii. Știi, pe principiu în care la job ai spune, ai un proiect de colaborare cu alt departament și șeful acelui departament este extrem de urât. Arată, nu știu, ca Victor Ciorbea, cu ochii ciungi. Da, ăla nu-i motiv să zici eu nu vreau să lucrez mai departe doar că ăla e urât. Da, e urât, așa, dar poți să treci peste, să spui, bă, bosul e atent, vine cu cafea dimineață, vorbește frumos și este un profesionist ireproșabil. Asta ar trebui să apreciezi și alte aspecte, să vezi întregul, bigger picture, cum zic ăștia în englez. Ceea ce mulți nu văd, așa că nu știu cât o să înțeleagă această mașină într-o lume de TDI-uri și motoare care de altfel sunt foarte interesante, dar românii le-au dat niște valențe care, mă rog, s-au dus în altă direcție. Și vorbind așa, îmi dau seama că pot să acumulez foarte multe idei de podcast în acest sens. Dragilor, asta a fost. Sper că v-a plăcut. O revedere cu acest avion și la propriu și la figurat. Și am un plan să filmez și alte modele Saab. Vreo două sunt pe țeavă, dar trebuie întâi să fie un pic puse la punct. Înțeleg că proprietarii nu vor să mi le aducă până ce nu fac anumite chestiuni la ele de mecanică, tehnică, estetică. Așa că, na, țineți aproape, cum se zice, și cam asta a fost, că nu știu în suedeză cum se zice la revedere, știu că au conceptul ăla de hygge, care înseamnă viața asta aparent liniștită, așa, și uite, cum niște oameni ne-au dat ceva interesant, supraalimentarea, Per Gilbrand, pe porecla sa, Turbo Pel. La revedere!